De la istoria și societatea sa, până la geografie și populația multiculturală, Qatar este una dintre cele mai fascinante țări de pe pământ. Indiferent dacă ați fost aici sau nu, există întotdeauna ceva nou de învățat în acest stat. În secolul 21, țara este un factor de influență semnificativ în lumea arabă și o putere de conducere în regiune. Așadar, iată 15 curiozități despre minunatul stat asiatic, Qatar. Îți place să călătorești și să descoperi lumea? Cu siguranță acest canal îți împărtășește pasiunile. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când o nouă destinație te așteaptă. 1. Mai mulți bărbați decât femei. Într-o țară ce găzduiește aproximativ 2,5 milioane de oameni, doar 700.000 sunt de sex feminin. Această inegalitate este consecința directă a imigrării, căci cei mai mulți străini care vin aici să lucreze sunt bărbați tineri. Promisiunea unui job bine plătit a adus un fluviu de imigranți în ultimii ani, astfel că populația Qatarului a ajuns să crească de aproape 4 ori, de la 700.000 în 2013 la 2,5 milioane în 2016. Există și femei din alte țări care au ales să se mute în teritoriul presărat cu dune și zgârie nori. Însă cei mai mulți imigranți sunt bărbați care lucrează în special în construcții. De exemplu, cel mai recent proiect de amploare este ridicarea infrastructurii necesare pentru Cupa Mondială din 2022, la care muncesc oameni veniți din toate colțurile lumii. 2. Doar 12% din populație este qatareză. Qatar este, fără îndoială, o țară atractivă pentru imigranți, care vin aici pentru vremea minunată, stilul de viață relaxat și, desigur, salariile fără taxe, după cum am văzut mai devreme. Atracția Qatarului este atât de mare, încât acum există mai mult de 2 milioane de imigranți care trăiesc în țară, ceea ce înseamnă că qatarezii sunt minoritari, în jur de 12% din populație. 3. Qatar Airways este cea mai bună companie aeriană din lume. Qatarul este o țară competitivă, iar transportatorul național Qatar Airways a fost numită cea mai bună companie aeriană din lume în 2019, surclasând Singapore Airlines. Este una dintre puținele companii aeriene care zboară pe toate cele 7 continente și, la un moment dat, a avut cel mai lung zbor programat în mod regulat din lume, între Doha și Auckland, care dura 16 ore și 30 de minute. 4. Aeroportul internațional Hamad este al treilea cel mai bun aeroport din lume. După cum am văzut, qatarezilor le place să fie competitivi. Acesta este motivul pentru care ei au cel mai bun aeroport din Orientul Mijlociu și al treilea cel mai bun aeroport din lume. Aeroportul este atât de apreciat din mai multe motive, de la arta publică fantastică până la luxul din interiorul său. De asemenea, găzduiește cea mai lungă pistă de aterizare din vestul Asiei, cu o lungime de 4.800 de metri, care este cea de-a șasea cea mai lungă din lume. 5. Ursul din aeroport. Pe lângă faptul că aeroportul Hamad e celebru, acolo există și un urs uriaș, realizat din bronz, de către elvețianul Urs Fischer, iar acesta cântărește aproape 20 de tone. Scopul acestei monstruozități simpatice este să aducă o atingere umană spațiului și să le reamintească vizitatorilor de copilărie și de obiectele dragi de acasă, potrivit descrierii de pe site-ul aeroportului. Sculptura nu a fost însă deloc ieftină, fiind cumpărată la o licitație din New York cu 6,8 milioane de dolari în 2011. 6. Qatar este cea mai sigură țară din lume. Există zeci de motive pentru a iubi Qatarul, de la uimitoarele muzee și galerii de artă până la plajele și parcurile fantastice. Dar un motiv major pentru care oamenii se mută în această țară glorioasă este faptul că este cea mai sigură din lume. Potrivit unui indice, Qatar are cea mai scăzută rată a criminalității, la 11,90 de puncte din 100. Și aceasta nu este singura dată când Qatarul a câștigat premiul cel mare. Doha a fost numit și cel mai sigur oraș din lume în 2017 și 2019. 7. Orixul arab este animalul național al Qatarului.
Acest animal maiestuos, care a fost salvat de la dispariție în anii 1970 de grădinile zoologice și rezervațiile naturale, este animalul național din Qatar. S-ar putea să fi văzut oryxul pe sigla Qatar Airways sau, dacă sunteți un fan al sportului, poate vă amintiți că un oryx numit Ori a fost mascota pentru Jocurile Asiatice din 2006 din Doha. 8. Roboții sunt folosiți pentru curse de cămile în Qatar. Da, ați auzit bine. Dacă nu știți deja, cursele de cămile sunt extrem de populare în Qatar, curse având loc la Al Shahania Camel Racing Track, între lunile octombrie și februarie în fiecare an. Inițial, copiii au fost folosiți drept călăreți de cămile, dar roboții au fost folosiți din 2004 din motive de sănătate și siguranță. Roboții sunt controlați de la distanță de păstorii de cămile care conduc adesea de-a lungul pistei. 9. Qatar este una dintre cele mai bogate țări din lume. Privind în jur la zgârie-norii strălucitori și proiectele incredibil de ambițioase precum Pearl Qatar, nu ar trebui să vă surprindă faptul că statul Qatar este una dintre cele mai bogate țări din lume. Conform estimărilor Fondului Monetar Internațional pentru 2020, produsul intern brut pe cap de locuitor al Qatarului este de $138.910, ceea ce îl plasează cu mult peste cei $112.045 din Luxemburg, care se află pe locul al doilea. De asemenea, în mod deloc surprinzător, o mare parte din această bogăție provine din petrol și gaze naturale, care reprezintă mai mult de 60% din PIB. 10. Steagul Qatarului are o poveste interesantă. Steagul Qatarului este peste tot în țară, dar v-ați întreba vreodată ce reprezintă? În primul rând, cele 9 margini înzimțate sunt menite să semnifice includerea Qatarului ca al 9-lea membru al Emiratelor Reconciliate din Golful Persic în timpul unui tratat cu britanicii din 1916. Culoarea, care este cunoscută drept Pantone 1955C sau Maroc Qatar, este un semn al rolului țării în industria vopselelor MOV. Steagul este, de asemenea, total unic, deoarece este singurul steag din lume care are o lățime de peste 9 ori mai mare decât înălțimea sa. 11. Turnul Doha are un design unic. Această clădire este una dintre cele mai importante clădiri din Asia și chiar a fost numită cea mai frumoasă clădire înaltă din lume în 2012. Proiectată de arhitectul francez Jean Nouvel, turnul de 46 de etaje are o serie de caracteristici unice pe care s-ar putea să nu le fi observat. În primul rând, clădirea nu are o fundație obișnuită și a devenit primul zgârie-nori care a folosit coloane interne din beton armat, care se amestecă cu fațada clădirii. Fațada în sine, pe lângă faptul că este frumoasă și o referință la designul antic-islamic, protejează clădirea de soare și variază ca densitate în jurul clădirii, în funcție de locul în care soarele o lovește. 12. Metroul din Doha se află în cartea recordurilor. Saltul la bordul metroului din Doha este o modalitate excelentă de a merge în jurul orașului mai rapid. Dar știați că proiectul reprezintă de fapt un record mondial? În timpul construcției a obținut un record mondial pentru cel mai mare număr de mașini de forat tuneluri care să funcționeze simultan într-un singur proiect. Qatarezii nu se joacă când este vorba de construirea rapidă a proiectelor arhitecturale de anvergură. 13. De la căutat de perle la petrol. Căutat de perle a fost o piatră esențială a economiei qatareze de mii de ani și perlele sunt sărbătorite ca o parte cheie a culturii țării. Toate acestea s-au schimbat în anii 1920, când Japonia a început să exporte perle de cultură, iar piața a fost inundată. Qatarul, la fel ca multe țări din regiunea Golfului, a pivotat către petrol, forându-și primul puț în 1939 și exportând țiței încă din 1949. Au fost descoperite mai multe câmpuri în 1960 și din nou în 1970. Petrolul este acum o parte imensă a economiei, iar Qatarul găzduiește chiar și cel mai lung puț de forat petrol din lume, la aproximativ 12.000 de metri adâncime. 14.
Qatar este a doua cea mai joasă țară din lume. Dacă v-ați uitat pe o hartă, probabil ați observat până acum că țara este destul de joasă în ceea ce privește înălțimea. Dar probabil nu v-ați dat seama cât de joasă este cu adevărat. Cel mai înalt punct din țară se află la doar 103 metri deasupra nivelului mării. Numai insulele Maldive sunt mai joase, având o înălțime maximă de 2 metri. 15. Arta este la putere în Qatar. Qatar e o țară destul de conservatoare, însă în ultimii ani a dat frâu liber exprimării prin artă și a sponsorizat câteva expoziții, unele dintre ele chiar controversate, cum ar fi cea din 2013 a lui Damien Hirst, care a avut ca temă istoria recentă a Orientului Mijlociu. În același an, sora emirului și cea care conduce Qatar Museums Authority a fost în fruntea listei Art Reviews Power 100, ce cuprinde cele mai influente persoane din acest domeniu. Se zvonește că ea cheltuie cam $1 miliard pe opere celebre. În portofoliul său se află lucrări realizate de Andy Warhol, Paul Gauguin și Paul Cézanne, printre alții. De asemenea, Qatar este și gazda unui muzeu ce cuprinde cea mai mare colecție de artă de origine islamică din lume. Așadar, dacă plănuiți o vacanță în Orientul Mijlociu, trebuie să puneți neapărat pe listă Qatarul, o țară minunată și cu o istorie bogată, care așteaptă să fie explorată de către turiști.